mulțumesc, Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Nina din Roșieticii Vechi Florești se plânge că aproape jumătate de vară și-a căutat fiica de 17 ani. Eu cred că e furat, nu știu. Femeia povestește că de câteva luni fata era mutată la Chișinău. Chiar dacă erau la distanță, Nina zice că întotdeauna a avut o relație strânsă cu fiica sa. Eu îi trimitem de casungă, îi trimitem și bani și când 500, când depinde și cum. Nina spune că ultima oară a vorbit cu fiica ei pe 9 iulie, iar de atunci copila a încetat să-i mai răspundă la apeluri și a dispărut fără urmă. Am venit acasă, am sunat și ea numai ne-a spus nu pot vorbi, dar cultural a vorbit. Parcă a fost cineva în telefon. Îngrijorată, Nina a anunțat poliția din Chișinău că fata ei s-a pierdut. La 112 am sunat pe 13. Că baba pe 9, zic, mai așteptăm, poate să-și la prieteni, poate să vii. Eu simțesc că ea să vii. Zile în șir, femeia așteptat vești bune despre fata ei de 17 ani. Așteaptă ca să o găsim, noi căutăm, dar nu o găsim. Ce bănuiele are Nina despre dispariția fiicii sale, dar și ce detalii ascund această poveste? Disperată, femeia s-a adresat la redacția noastră. Echipa Vorbește Moldova a pornit în căutarea minorei. Dacă n-a reușit să o găsim pe fată, aflați în această seară. Nina și Nicolae au venit astăzi la noi. Femeia vrea să afle cum s-a întâmplat că fiica ei a dispărut brusc. Se întâmplă. Nina, te rog să ne-l prezinți tu pe Nicolae. Din câte știu eu, nu este tatăl fetei tale mai mari. E concubin. Și este concubinul tău și tăticul celui de-al doilea copilaș al tău. Câte luni are? 7. 7. Să vă crească mare și sănătos. De fapt, sănătoasă, da? Că e o fetiță. Da. Nina, te rog să ne povestești cum ai aflat în general că fata ta mai mare a dispărut. A venit o vecină. Pe de nou spre seară, nu m-a uitat la șioară și m-a întrebat, unde e fiica ta? Eu am spus că una e în casă, dar și la întâi am spus că e la Chișinău. Eu am spus că hai pe la mine și ai zvârghești, dar ce-a făcut el? Zic, nu știu, și hai pe la mine și ai zvârghești cu un polițist. Cum cu un polițist? Ia ca o zic, hai și să mergi, să vezi. Și m-am dus, cred cu domnul Tudor, nu știu cu cine a zvârghit. Și el mi-a spus ea că a furat 4.000 de lei și două luni nu a achitat gazda. Cum așa? El știa că doamna Galina a sunat și a spus ea că așa. Dar tu până atunci ai sunat-o? Da, pe data de 4. Pe data de 4? Da. Iar asta s-a întâmplat? Pe 9. Pe 9, da. Peste 5 zile? Da. Așa, dar atunci când ați vorbit ultima oară la telefon cu fata, da, ce ți-a spus? Ei mi-a spus că luni să mă suni. Deci era cumva normal, nu? Da, da, da. Deci habar nu aveai ce se întâmplă, de fapt. Da. Și ce ți-au zis polițiștii? Mi-au spus că de la babă o stras 4.000 de lei și două luni nu a achitat gazda. Și împăcați-vă cu doamna Galina și bătătghini. Și am sunat-o pe doamna Galina. Am sunat-o pe și el mi-a spus că nu pot vorbi. Nu a spus mamă, orișeva, dar a spus nu pot vorbi. Într-o zi... Și tu ai depus o plângere la poliție? A sunat-o pe doamna Galina și am întrebat-o și s-a întâmplat. Pe femeia în gazdă, la cine a stat în gazdă, fata ta? Da, și de atunci, din acel moment, uite, ea a zis ție la telefon... Nu pot vorbi, nu atât. Și eu am zis că Gabriel a strigat pe nume, da. Ți-a închis? Da, și mai mult. Și după aia n-ai mai putut vorbi cu ea? Nu. Ce se întâmpla cu telefonul ei? Era deconectat? Era la mod avion, am înțeles. Era deconectat când sunai, încă nu știe la acel moment, da? Și te-ai dus la poliție să anunți dispariția fetei? Am sunat la 112. Am mai stat până de 13, că doamna Galina mi-a spus, poate la o prietenă și ar să vii. Mai așteptăm până pe 13. Și eu am așteptat, nu a venit. Eu m-am apelat la 112. Noi în curând vom afla ce acțiune a întreprins poliția după acel apel la 112. Dar acum spune-mi, te rog, dacă
După tot ce s-a întâmplat, da, uite, părea foarte straniu. Da. Dispare copilul, da, de la gazdă, afle că nu a plătit gazda, deși, din câte am înțeles, eu i-ai dat bani. Bani și... Așa. Îți închide telefonul, da, nu mai e legătura cu ea. Da. Zi-mi, te rog, ce... aveai vreo bănuială, vreo idee? Ce îi se întâmplă, fetei? Nu, eu am crezut că pățit ceva, nu știu. Primul gând, ce... M-am gândit că s-a legat cu răie, nu știam cu și... Și nu s-a întâmplat nimic. Până atunci am vorbit tot ghine, că te-am rămâză bani, tot ghine a fost genți, tot a fost ghine. Nicolae, dar tu aveai vreo bănuială? Nu știu, ce vă vorbeați voi între voi când ai aflat că fata... El era la lucru în ziua și când am aflat eu, el nici nu era acasă. Bine, dar vorbim din 9 până în 13, da, până când ai apelat. Nicolae, ce... tu ce credeai? Îi spuneai ceva ninei? Ce putea să se întâmple cu fata ei? Așa mă gândeam și eu, cu răi s-o legat. Mm-hmm. Dar nu v-ați gândit că putea să îi se întâmple ceva mai rău? Mm-mm. M-am gândit că s-a legat cu răi, cu fel de fel. Dar tu ai rămas îngrijorat, Nicolae, sau nu? Da, cum? El îi trimite genți, ei nu putem, că avem copil mitel și nu putem ieși. El îi trimite genții, chiar de ziua ei, eu rămas tot el. El a petrecut-o la Chișinău, la rutieră, el a petrecut-o. Eu a dus genții până la rutieră, că erau grele și eu nu putem să mă duc. Dar, Nina, eu am înțeles că voi totuși nu vă vorbeați chiar atât de des de când se mutase fata la Chișinău. Eu sunam și îmi spune că nu pot vorbi. E că atâta spune. Și eu sunam de la vecini, nu știu. Îi spune că este ocupată. Și eu sunam la vecini, îmi punem vecini. Poate, zic, poate nii nu ne răspunde, poate la vecini ne răspunde. Dar tot... de ce să nu-ți răspundă ție? Mă gândim așa, că dacă îmi spune ea câte ori, eu sunam, ea spune, eu sunt ocupat, nu pot vorbi. Și am spus la o vecină de acolo de alături, eu sunam tot așa, i-a spus, cum ei, nu pot vorbi. Dar ea te suna de când s-a mutat la Chișinău? E ca eu îi trimitem bani și gent și ea niciodată nu suna înapoi. Îi spuneam, de ce nu suni tu înapoi să-mi spune, eu ajuns de anta bani. N-am când, îmi spune. Hai să vedem ce ne-ai povestit mai devreme despre fiica ta. Atenție la ecran. Nina povestește că tatăl Gabriel i-a părăsit-o înainte ca fata să se nască. De atunci ea zice că și-a crescut de una singură copilul. Când fata a împlinit 11 ani, în viața femeii a apărut un bărbat. Acum Nina și concubinul ei au un copilaș de 7 luni. Nina zice că nașterea surioarei nu a bucurat-o pe fiica ei mai mare. Ne-am uitat la urmă... Am făcut-o pe asmitic și e cam o leacă, da, eu trecut, parcă nu știu cum. Știi cum, ei era supărat pe mine că poate că se dau la asta, numai ei vreau să-i dau tot și am tot, numai ei. De când am născut-o pe asmitic, e o leacă s-o departat. Din spusele Ninei, Gabriela este timidă și nu are prieteni. După ce a absolvit gimnaziul din localitate, fata și-a dorit să meargă la un colegiu din Chișinău. Nina spune că din lipsa banilor nu și-a putut permite să achite taxele, astfel Gabriela a rămas acasă. Eu vrut să duc la școală cu contract de 12.000, de 15.000, dar eu i-am spus, eu nu am de unde plăti contractul. Dacă vrei, așa cauți o școală care nu știu contract. E mânioasă și... La începutul anului 2021, fata a decis că vrea să plece la Chișinău pentru a face cursuri de cosmetolog. O stat acasă și o zic că des îmi caut cursuri. Dacă nu-ți fac amul cursuri, o zic că e pe urmă de-am și când ca să îmbătrânească să fac. Eu zic, du-te la bălți că mi-e aproape, mi-e... Deci nu vreau că aici la Chișinău e de după școală diplomă. Nina zice că a împrumutat aproape 7.000 de lei pentru a achita cursul. Am împrumutat, am făcut așa să-i fac ei pe plac. De la gura mea luam și da-mi ei, numai să aibă ies și pe ghinii. După ce Gabriela a terminat cursurile, i-a decis că vrea să rămână la Chișinău ca să-și găsească un loc de muncă. În vremea cât faci cursurile, în timpul liber duci caută ceva, caută de lucru, dacă vrei. Deci, bun. Nina zice că înainte de dispariție, fata îi povestea că este angajată la o companie unde vinde produse de frumusețe. Eu o zis că o găsit tot pe internet, nu cursuri să facă, dar mi-a scurt, nu, cursuri, dar nu plăti.
de ceva, de, nu știu cum o zis, dar de slăghie, ceva. Ei îmi spune nimic. Vinde ceaier, vinde... Femeia spune că mereu avea grijă de fiica sa și că îi trimitea bani și de mâncare. Îmi spune, hai mi-ai dă-i când trebuie de șampun, de ce, de ce. E o sfată, zic că eu înțeleg, că ești fată și da. Și da, pe rutier îi trimitem tot. De ziua ei între mâns geante, între mâns tort, între mâns bani. Eu stau și mă gândesc, dar în familie nu era așa, violență, băutură, nu știu cum. Nu. De exemplu, soțul dumneavoastră nu întindea mâna la dânsa, ori să trăi cumva la dânsa, îmi cer scuze când întreb așa. Nu. El scos în dins mâna, nu îți dușe și îi dușe geanta până la rutieră, de ziua ei trimite tort. Sunt, el străga la dânsa, el răspunde ei înapoi. Dar ea nici nu auzi, nici nu vede, ea răspunde cum roie înapoi. Poate din motivul ăsta că trebuie mai greu și poate roie să duc și ies să vadă. Eu roie mai mult, dar eu nu i-am spus că nu pot să-i dau mai mult. Cred că posibil și de asta e s-a dus de acasă, eu mă gândesc. Vârsta asta adolescenței e interesantă, dar totodată e și periculoasă. Aici se formează caracterul unui om ca personalitate. Și dacă nu la timp se acordă atenția cuvenită, cât psihologic, cât și moral, poți să pierzi copilul. Să-l pierzi ca să-l distanțezi de tine totalmente. Eu sunt sigur că dumneavoastră nici nu erați pregătită și nici nu cunoașteți cum. Pentru că la un copil de a-i demonstra dragoste față de el și necesitatea lui în familie costă scump. Și trebuie să știi cum. Nu numai în bani e vorba. Nu numai în careva favoruri materiale, psihologice. Cu atât mai mult e periculos atunci când apare un bărbat străin, nu tata ei. E și mai mare pericol. Aici, din partea noastră, trebuie să fie o dragoste deosebit față de ea. Cu atât mai mult apariția unui copil. Dar aici trebuie cunoștință în domeniu. Nu cred că dumneavoastră v-ați ciocnit în viață cu asemenea situație. Și de atât n-ați știut cum să treceți această perioadă. Кто-то из классиков сказал, что неважно, как ты учишь своего ребенка, он будет повторять за тобой твои поступки. И у меня есть вопрос к маме. Просто родной мой русский, и поэтому я буду изъясняться на русском языке, простите, пожалуйста. А вы работаете вообще? Вот ну, где за... ну, вы не работаете? Ну. А сколько лет вы не работаете? Я лукрат кузыва пана апаре астрометика. Шам... M-am angajat și la cablu și am lucrat la nuși în sat, a fost la fabrica de conserve. O ne auzim, tot mă dușim. Tu ești vărăbătări? Nu. Am unul, nu pot. Nu, eu понял. Mamă, aveți un copil mintel și nu puteți? Da. Până în moment dat, când a născut copilul, cât ani, cel mai mult, voi ați lucrat în loc dat? E ca la un lucru, cât pe lung timp ați lucrat la un lucru? Am lucrat cu ziua. Nu, cel mai mare, nu știu, la jumătate Moscova, de ani, trei ani într-un loc. Cât cel la mai mult? La Moscova am vreo 5 ani, nu țin minte cât am lucrat. Pe urmă, eu am încă o întrebare. Dar cineva din voi a fost cu dânsa când e, a început cursul? Unde e merge? Care cursul? Eu mi era rău și i-am spus să mă aștepte că nu mă pot duși, dar e început mine să-mi spui că dacă nu mă duc, cât și mai cât. Dar eu îi spun, nu pot, nu să mă duc. Mi era rău, e în decembrie s-a dus și eu în ianuarie născut. E nu rost să mă înțeleagă pe mine. Stai vreodată așa să vorbiți cu dânsa, de exemplu, s-a așezat la masă și să vorbiți. Spune fata mami, ce se întâmplă? Poate iubești pe cineva? Eu nu, niciodată nu vrea să-mi spui mie. Poate cumva să o luați cu dinișorul, să-i trageți atenția. Poate a apărut a doilea copil și mai mult atenție dați copilul mai mic. Nu vrea nici să mă asculte, nu. La așa ceva, el nu vrea să e fugi, nu vrea să stăi, să vorbim. Și așa a fost mereu, de când era mică?
Am de când a apărut asmetică, vă și nu urea nici smava de mine, nici pe dânsă. Dar chiar până atunci era relația până atunci la cursuri era altfel, dar de când s-a dus la cursuri, ea s-a schimbat. Deci, practic, de când a plecat la Chișinău, da. Atunci v-ați distanțat și mai mult. Da. Aici, la Chișinău, fata locuia la cineva, ai zis, da, în chirie, în gazdă. Da? Da. Cine era? Doamna Galina. Așa, e o femeie în vârstă. Da, da, da. Da? Da. Fata singură și-a găsit această gazdă? Sau de la școală, de la cursuri, o recomandat. Dar, zi-mi, te rog, atunci când ai aflat că a dispărut, ai discutat cu această femeie? Da. Pentru că a dispărut, da, de acolo, nu? Da. Așa. Și ea nu ți-a spus, poate a observat ceva suspect înainte să dispară fetița din casă. Ei mi-a spus, până atunci nu-i spune, dar atunci mi-a spus că eu fost la fata ei și ei nu știe tare gine, o mai fost sări când eu dispărut ori. Prima seară, eu am întrebat-o, zic, v-am sunat în februarie, a spus tătă gine, dar zic, amu, spuneți că n-ați mai stat acasă, ați mai dispărut la fica dumneavoastră, dar e și eu am mai dormit, eu nu știu ce face e. O văd o vecină cu o fată prin prijurul casă, se uita în telefon. Dar am înțeles că au dispărut niște bani? Da. A acuzat-o ea cumva pe fata, da, ta că i-ar fi luat, da, bani? Gabriela îmi spune, eu când am venit acasă, spus că doamna Galina i-a spus 4.500 au dispărut. Nici nu i-a spus de 4.000. Deci femeia a zis că au dispărut din casă sau că i-a luat fata și asta știe sigur? Au dispărut din casă, ea nu era acasă, acolo pe patio a lăsat nu știu unii. Dar eu găsit-o între divanul unde dormi fata și între pereți. Echipa noastră a încercat să vorbească cu această femeie, Galina, așa, da, cum o numești tu. Are 80 de ani, da, din câte am aflat, dar nu era acasă în momentul în care am căutat-o și nici la telefon nu ne-a răspuns. În schimb, am vorbit cu o vecină de a acestei femei. Hai să vedem împreună ce ne-a povestit. Atenție! Nu știu. Am zis că ea a avut probleme cu dânsa. Ba că nu i-a plătit și pe... Păi, nu mă spune, și pot să spun niște bani. Fata ar fi luat bani. Așa, deci, mi-a zis că au probleme, că a fost la poliție, că i-a avut acum niște bani și o să ducă la nepotul ei mănânt. Și când asta nu sunt bani. Și eu spus ei, Gabriela, dacă stoi la bani, îi pui înapoi, că... Dar el zis că nu, că nu, că nu e luat. Nina, dar tu știai că fata ta nu a achitat chiria? Nu, nu am știut. Deci nici această femeie, nu, nici fata nu ți-au spus două luni de zile, nu, totuși? E pe 7, eu dispărut și mie, doamna Galina mi-a spus numai pe 9. Dar din februarie tu ai discutat cu această femeie? Nu. Nu? Nu, ei mi-a spus că e tătghine, eu cu Gabriela discutam, o sunam. Dar mai suna pe cineva, nu, totuși e un copil de... Bun, nu un copil, o fată mai mare, 17 ani, dar singur, în oraș. Mai discutai cu cineva, dacă tot ea era așa de discretă și nu-ți povestea totul? Nu. Să suni pe... Eu înțeleg, ai născut tocmai, aveai o grămadă de probleme, da? Griji. Sunt rău și nu mă putem duci la Chișinău să văd. Dar de sunat? Nu, pe dânsă nu mă sună. Numai pe ea. Numai pe ea, nu avem numărul nimeni. Și practic nu știa nimic despre copilul tău acolo. Nu mă știe ce-mi spune, și ei ce-mi spune ei, dar restul nu. A sunat-o pe doamna Galina și a spus că e tot gine, tot împăreat. Atunci, în februarie. Da. Și de atunci n-ai mai sunat. Și odată următoare te-a sunat deja ea în iulie să-ți spună că... Eu am sunat-o, nu e. Păi tu zici că poliția te-a anunțat că au zis că îți spun banii de la... Și deci, în sfârșit, am găsit. Și ai găsit? Tine. Dar poliția, ca să înțeleg, ea te-a contactat pe faptul dispariției banilor sau pe faptul dispariției fetei? Pe banilor. A banilor. Înțeles, da. Deci fata nu-i interesă. Mi-a spus mie că trebuie de gravă să duc la operație și trebuie să-i fac operație la ochi. Și eu încep să plânge și eu zic, mă tali să-ți scui banii, dar nici copilul. Că ea îmi spune mie, de ce ai apelat la 112? Eu zic, înțelegi, mă, o dispărut copilul. De aici putem să o găsim și așa. Pe 13 tu ai... Am apelat la 112. Ai apelat la 112. Deja când știai că, uite, 4 zile, nu mai,
nu mai știe absolut nimic de ea, da? Și nu mai știa nimeni, nici Galina, nici polițiștii nu ți-au spus. Nu, eu am întrebat tot, o sunam pe doamna Galina și o întrebam, nu a apărut. Zic, nu. Cumva e găsit, o zic, nu. Am să mă întorc în trecutul meu, când am trăit mai bine, am trăit foarte greu. Au fost momente când n-am avut ce mânca, n-am avut cu ce mă încălța și tot așa mai departe. Îmi luam și eu cu zău. Să mă pun în situație eu, Liuțică, fiindcă când eram micuță, am fugit și eu de acasă. Am fugit de acasă din motiv, erau motivuri care nu erau... La noi era violență, adică murim de foame, nu avem ce mânca, părinții nu vreau să lucreze, de exemplu, situația dumneavoastră, că dumneavoastră nu lucrați, eu nu știu concubinul dumneavoastră dacă lucrează. Mm. Și eu și normal că am fugit de acasă ca să-mi găsesc un loc de muncă, să pot să mă întrețin. De asta și-am fugit. Nu cred că și tot așa glatca și tot cu mințel, parcă nici nu s-a întâmplat. Așa și era și la noi. Când am fugit de acasă, îi întreba pe mama mea, tot trăi cu tată de-a doilea. Întreba, și făcea, stat normal? Tot normal, e n-ascult prostă. Dar nu întreba nimeni, ai mâncat ceva? Poate mori de foame, poate dormi pe afară. Eu întrebam, ai mâncat ceva? Ai mâncat când vii acasă, întrebam. Iaca, el lucrează, de exemplu? El, da, cu ziua. Lucrează tot cu ziua. Da. Eu tot mă ducem cu ziua, cu mama, cu concubinul ei, dar cam dormim pe afară eu, nu știu, parcă îmi pare că nu e așa atât liniștit, că eu nu vreau să zic că el văd ceva, e jinovat, ceva, dar în situația mea l-am mincut așa, era el cam blând, cu minte, da, dormim pe afară, în zapată, eu nu știu, că copilul prost atac, nu fugi de acasă. Кто начал первый ее избивать, вы или ваш сожитель? Nijel, dedes. Așteaptă că s-o găsim, mă spune. Dar eu zic că nu pot aștepta. Cred că copiii tăi au mâncat, că a lăsat acolo niște sosiscă, le-au mâncat și pe șelea și una altă. Și tot timpul trebuie să stau, parcă eram ospiței. De ce ai căutat? Pentru că iubesc și nu pot că ies nu fie în familie. O vecină și hai pe la mine și vorbești cu un polițist. Și el mi-a spus ea că a furat 4.000 de lei și două luni nu a achitat gazda. Câte ori o suna, mi-a spune, eu s-o ocupat, nu pot vorbi. Eu am crezut că a pățit ceva, nu știu. S-a legat cu răie, nu știu cu și. Spune fata mami, ce se întâmplă? Poate iubești pe cineva, poate nu știu. Niciodată nu vrea să-mi spui mie. Și ai apelat la 112. Eu zic, înțelegi, mă, ta, a dispărut copilul. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre o fată de 17 ani care la mijlocul verii a dispărut din vizorul familiei sale și nici nu răspundea la telefon. Tot atunci, fata a plecat și din apartamentul pe care îl închiria la Chișinău și s-a pierdut fără urmă. Mai devreme am aflat că ea nu ar fi plătit chiria, iar gazda s-ar plânge că a fost furată de bani. Mama fetei spune că timp de o lună și jumătate nu a primit nicio veste de la fiică. Deși s-a adresat la poliție, ea nu a mai putut aștepta când oamenii legii o vor găsi pe copilă și s-a adresat după ajutor la redacția noastră. Noi am pornit pe urmele fetei. Cu ce s-au soldat căutările noastre, vă spunem în scurt timp. Nina, dar zi-mi, te rog, din momentul când te-ai adresat la polițiști, de câte ori i-ai contactat ca să afle cum decurg căutările fetei? Uite, ai zis pe 13, ai sunat la 112, da? Da, da. Ce s-a întâmplat mai departe, iată, pe urmă, cu poliția? Pe urmă a sunat-o prin Victoria, nu mi-aduc aminte. Deci ei îți spuneau ceva? Da, s-o găsim, așteaptă că s-o găsim, îmi spune. Eu zic că nu pot aștepta și sunam în fiecare zi. Câte zile au trecut, iată, până ai dat primul telefon din nou la poliție? Cred că doile zi iar am sunat. Chiar a doua zi? Uh-huh. Da. Și am făcut legătura cu doamna Victoria. Eu am fost anchetătoare, prima anchetătoare. Hai să auzim o discuție de-a ta în care tu vorbești cu oamenii legii de la Inspectoratul de Poliție Botanica. Atenție la ecran. Doamna Vlada, eu sunt vierul Nina, mama lui Gabriela. Doamna Nina, dar v-am spus că sunt în concediu. Cazul nu-i la mine. Altă anchetătoare nu ridică. Ce să fac eu? Cui să-i sun? Numărul cel care ne l-a strâmbat nu ridică. E de pasulcă, e ieri o pot să-mi sun. De ce nu stați pe Victorie? Eu sunt în concediu, nu pot nimic să fac, înțelegi? Deci nu sunt măcar în Chișinău. Sunt în concediu, meu bine meritat. Dar spuneți, de ce nu stați pe Victorie? Dar Victoria nu-i... Victoria doar de... Așa era întâi ne-a spus că e închetătoarea mea. Apa, și e închetătoare. Eu pot și-am dat ei cazul. Dar orice întrebare puteți să discutați cu Victoria, că e tot lucrează cu cazul.
pe mine cu lui și puteți să-mi dați nimic, care eu nici nu sunt la lucru și sunt concediu, nu știu nimic și cu soarta la cazul. Doamna Victoria? Da. Eu sunt mama lui Gabriela. Ce să mai aude cu Gabriela? Doamna Nina, eu sunt concediu, o să vă sune altă domnișoară, alți băieți, colegii mei. Cum tăți sunt concediu? Eu pot să ies din minți, tăți sunt în concediu. Nu, cine sunt? Pentru că mai ieșesc din minți, pentru că nu s-au caută. Doamna Victoria, dați-mi numărul la închetătorul care se ocupă acum de caz. Hai, vă trimit pe mesaj. Hai, dar. Stau și mă gândesc că atunci când altcineva trăiește mai greu, nu se mai uită nimeni la tine, că într-adevăr așa și este. Trebuie să suni de 100 de ori ca să dai peste cineva. În general, problema poliției în Republica Moldova lasă mult de dorit. Din mai multe considerente. Eu înțelegeam dacă pe partea cealaltă de fir era un bărbat și era mai dur vis-a-vis de problemele unei mame. Dar s-a discutat cu două femei. Deci, poate mame, dar poate viitoarele mame. Deci, este problema asta. Că la un moment se radicalizează simțul iubirii în polițist. El nu mai este cel care era de la început, poate și reacționa la orice moment și orice durere. Dar ea există deoarece ei încă nu sunt și nici nu sunt ce e asta polițist. Și cum ar trebui să fie. Noi am adresat o solicitare către Inspectoratul General de Poliție ca să aflăm care au fost acțiunile lor pentru a o găsi pe minoră. Până în ziua imprimării emisiunii nu am primit vreun răspuns. Nina, știu că ați distribuit zeci de anunțuri în care o căutați pe fată. Și atunci ați primit prima veste despre ea, da? Da. Că ea ar hoinări prin Chișinău. Mi-a spus un băiat, un coleg de clasă. O colegă de clasă? Un coleg? Da. La centru comercial, a văzut-o cum merge prin înainte la magazin. El fuma cu un coleg de-a lui ea și a văzut-o. Și a strigat-o trei ori și a văzut că nu s-a întors. El s-a dus după dânsa, dar ea avea o geantă în schinare și a zvârlit-o și s-a băgat în tufare. Așa mi-a spus colegul și ala de clasă, prin telefon. Mm-hmm. Dar a văzut că era... Nu era chiar gine îmbrăcat, cum era murdar. Era. Și atunci când ai aflat această primă veste despre fata ta, ai anunțat poliția? Da, pe doamna Victoria a anunțat-o. Că uite, a fost văzută, da? Da, eu spus unii, a spus ea că număr telefon al lui colegul și ala care... Și ce au făcut ei mai departe? Au fost, au dat pe cameră, au zis da, e. Și? Și o căutau. Dar nu au găsit-o? Nu. Echipa noastră a pornit în căutarea fetei și a mers în locul unde ar fi văzut-o acea persoană despre care ne-a povestit Nina. Ce am găsit, vedeți acum. Noi l-am chemat în platoul nostru pe Roman Wolf, activist civic, care se ocupă de căutarea oamenilor dispăruți. Roma, vă ne-am pomagali în poiscăh propavșei devăcii și byli s nașii съемочні групи в том месте, в тот момент. Расскажите, что там происходило. Да, мы как бы связались, как только выяснили, что мама обратилась на вашу передачу. И он говорит, что, куда мне вас. Да, мы общались, мама одновременно с полицией и к нам обратилась. То есть к нашему отряду за помощью. Мы предложили свою помощь полиции, но я не знаю, возможно, официально какие-то структуры с какой-то долей недоверия к нам относятся. Они отказались от нашей помощи, сказали, мы сами справимся. Тем не менее, как мы узнали, все ушли в отпуск, но тем не менее, тоже не нужны. Как бы, мы не в отпуске, но вроде бы должны были справиться. Далее... Это отсылка к обстоятельствам. Да, это отсылка, а вот конкретно, что было когда понятно. Вы были там, что происходило дальше? Вот? Что происходило? Связались, это, скажем, с командой Ворбежки Молдова, решили объединить усилия, так как... Вместе проще и быстрее.
Вот мы периодически, то есть мы знали, у нас была информация, что она периодически бывает в этой местности, мы периодически патрулировали это место, она постоянно убегала. То есть мы ее даже видели, она убегала. Вот. И в какой-то момент вот вместе совместно с командой Воробьевской Молдовы они говорят, можно с вами вместе патрулировать? Я говорю, конечно, можно. Вот. И мы вместе находились на мосту. Вы ее увидели? Да. Изначально как бы мы знали примерно время, когда она приходит туда. Уже, то есть вычислили уже прям все, все детально знали. Ее там уже все вокруг узнавали, уже давали информацию. Но она вот недолго там находилась и убегала оттуда всегда. И, так скажем, команда Воробьевской Молдовы издалека, так скажем, контролировала ее передвижение, пока мы подъезжали. Как бы, ну, много поисков у нас параллельно проходит. И мы выдвинулись в ту сторону совместно патрулировать. И... Когда вы решились к ней подойти? Как? Да как когда решились? Сразу же. То есть увидели, да. Она на самом деле по ориентировкам, те фотографии, описания. То есть на фотографиях это очень красивая, ухоженная, чистая девочка. На мосту даже издалека видно, что... Ну, здесь закрывают как бы обзор. Она была очень грязная, неопрятная, без макияжа. Она видно, что бродяжничала. То есть даже бы, наверное, не узнали бы. Вот если бы... Обычные там, да, какие-то люди, кто не в теме, они бы даже не обратили бы внимания. В ужасном состоянии девочка находилась. Она была напугана или нет? Вы знаете, она была не напугана, она была какая-то отрешенная. Она потом как бы испугалась, она вначале не поняла, что происходит. Она даже, наверное, не надеялась, что ее кто-то ищет. У нее было состояние маленького зверька, который жил все время в квартире и тут оказался на улице. Потому что я, ну, при, так скажем, если близко ее показать... Мы не будем ее показывать. Сломанные, близко, Ром, вы знаете, по какой вещи причине. Грязные, порванные, неприятный запах. Руки, как будто она с утра до вечера голыми руками в земле копается. То есть очень грязная была. Вы отвели ее в инспекторат полиции. Да, мы ее... Скажите, как вас там встретили, Ром? Что говорит полицейский? Скажем так, в принципе, полиция не должна выполнять эту функцию. Но есть соответствующие структуры, которые должна полиция уведомить, и они должны реагировать. Вот, скажем так, не очень понимала полиция, что мы там делаем сейчас. Что они не готовы к тому, чтобы принять несовершеннолетнего ребенка на своей территории. Ну, они физически это не могут. У них этих возможностей нет. Должен быть работник социальной службы. Тогда почему вы ее отвели туда? А она находилась в розыске официальном, поэтому это единственное место. Она как бегунок. И мы просто увидели ее состояние и уже решили, что это не маме ее надо отдавать. То есть, ну, скажем так, был диалог, где у нас было принято решение вести ее в полицию. Потому что там, ну, слишком много информации было. На тот момент открылась информация. То есть она была нам незнакома. Она у нас проходила как просто бегунок. Ром, еще раз лично от меня, от всей нашей команды, большое спасибо за эту помощь в поисках этой девочки. Colegii pregătit un subiect despre cum s-au petrecut căutările și despre ce a urmat după ce fata a ajuns la inspectoratul de poliție. Să-l vedem acum. Echipa noastră împreună cu grupul de căutare COD Moldova a găsit-o pe tânără în timp ce ea se plimba pe lângă un centru comercial din Chișinău. Fata mergea îngândurată și des privea în jur. Minora a urcat pe un pod unde s-a așezat și a stat aproape jumătate de oră. Ne-am apropiat de ea și am întrebat-o cu ce se ocupă. Dar de unde vii acum? Eu acum am stat și să mă plimb. Ai și să de unde vii? În caiere. Fata ne-a spus că nu știe că rudele și polițiștii o caută. Atunci, împreună cu echipa de căutare CEO de Moldova, am decis să o conducă pe minoră la inspectoratul de poliție. Acolo fata a început să plângă și mai mult și repetea că nu vrea să ajungă în casa mamei sale. Ea a povestit că deseori mama, dar și concubinul acesteia strigau la ea, iar uneori o și băteau. Niciodată mă, că nu ține cu mine, mereu cu dânsul. Eu nu mă duc acasă.
Între timp, oamenii legii ar fi apelat-o pe mama fetei pe care o chemau să vină la Chișinău pentru a o prelua pe minor acasă. Nina le-ar fi spus polițiștilor că nu poate veni după copilă pentru că era noapte târzie, după care aceștia au dus-o pe fată la institutul mamei și al copilului. Ce după și copilul, pot să împrumân dimineață, se acorde un ajutor. Rani adăiață mari, rabăi perină psihologului, etc. Bine, zi-mi, te rog, ce-ți spuneau polițiștii atunci când fata a ajuns la ei? Să mă duc să o iau. Eu i-am spus, mă duc să caut mașină. Am luat țatul până la ora 11 și n-am mai găsit mașină. Nimeni nu vroie noaptea, și era duminică, nimeni nu vroie să meargă la Chișinău. Ei îmi spun, dacă nu vii să o iei, noi dăm drumul și să o cați 100 de ani. Așa-ți spunea? Da, e ca așa îmi spune, dar nu, numai nu știu cine el. Hai să aflăm ce s-a întâmplat a doua zi cu fata ta. Atenție. A doua zi de dimineață, oamenii legii au chemat-o pe Nina Vieru la Inspectoratul de Poliție Botanică. Mama și fiica s-au aflat acolo câteva ore. Nina povestește că fata ei repetă fără oprire că nu vrea să se întoarcă acasă și că vrea să ajungă într-un centru de plasament. Se spune că e violență în familie, dar ea nu vrea, pentru... nu vrea să o vadă pe sora și mai mică. Ea nu vrea acasă. Dar chem vrea la centru, la asta, la centru. E să o lești pe. Chiar și așa, polițiștii le-au condus pe mamă și pe fiică la gară. Noi am mers după echipajul de poliție și le-am găsit pe ambele acolo. Fata ne-a spus că s-a plâns polițiștilor că i-ar fi frică de mama ei, dar aceștia nu au crezut-o. Dar Nicolae, polițistul, ce a spus despre asta? Mă duc acasă, mă duc când ați coșit. Nicolae, mă uit că tu te-ai emoționat foarte tare. De ce? De ce plângi? Не жаль, дедуся. Де фата? Я оценила бы так. Nina, totuși, uite, îl văd pe Nicolae așa, zici că ținea la dânsul, dar de ce fata ta spune că nu vrea să revină acasă? Tu cum îți explici asta? Ea nu vrea să vie, nu vrea să vadă pe asta mică. Я хотел добавить к увиденному. Это правда, что говорит мама, что полиция готова была ее отпустить. Также мы, когда ее привезли, мы больше 3 часов ждали социального работника какого-нибудь, психолога, непонятно что. За это все время несовершеннолетней, ну, во-первых, она находилась в постоянном стрессе. Через каждые 2 минуты подходил новый полицейский и пытался что-то у нее выяснять. То есть так с несовершеннолетними не работают. Это первое. Я думаю, что даже для взрослого это огромный стресс. Это стресс. Она и так находилась в стрессе. Она, когда слышала слово «мама», она просто начинала плакать. Когда она слышала слово «отчим», ее начинало трусить, просто вот так вот, невозможно. И начиналась паника, она начинала задыхаться. Нам пришлось, то есть, также хочу вот заметить, в полиции не оказалось ни аптечки, ни препаратов, хотя бы каких-то минимальных успокоительных, хотя бы какую-нибудь валерьянку безобидную дать ей, таблетку от головы. То есть мы ходили, это все сами покупали. То есть ребенок находился в постоянно стрессовых условиях. Опять же, там же на проходной приходили пьяные мужчины, кричали. То есть, ну, по разным причинам приводят туда сотрудники всяких людей. И она вот в этом стрессе больше 3 часов находилась. Постоянно, постоянный вот этот вот движ стрессовый. Плюс девочка заявила, что она не в какую. Она говорит, я буду жить на улице, я буду жить где угодно, с кем угодно, только не с родными. А что она говорила? Она даже написала заявление, то есть мы подключили Дарина Подлисника. Он рассказал нам, какие права есть у детей, как это можно делать. То есть она написала адвоката своими руками. Адвоката нашего эксперта, да. Да. Она написала заявление, что так и так родители применяют насилие в отношении ее. Она боится и просит помощи у полиции и у соответствующих органов. То есть нужно разобраться в этом. На что полиция сказала, она несовершеннолетняя, мы не имеем права принять заявление. Мы обязаны ее отдать родителям. Я говорю, то есть у нас получается как? Ребенок приходит жаловаться, что его дома избивают, допустим, проявляют какое-то насилие, не знаю, физическое, моральное, неважно абсолютно. И
Она обращается к органам, органы говорят, да, конечно, к родителям. Родители пусть решают. Мы создадим определенную комиссию, то есть процедура определенная. Мы создадим комиссию, пусть разбираются. А без родителей мы не имеем права реагировать. Также мы обратились и в... У нас есть соответствующие органы, так скажем, организации, вот Ластрада Молдова. Они подтвердили, что если применяется насилие в отношении совершеннолетнего, обязаны передать родителям. Даже если это насильники-родители, я имею в виду, которые применяют насилие в отношении детей. Такое у нас законодательство. Вот, к сожалению, это минус нашего законодательства. И то, что мы ждали больше 3 часов... повторюсь, сотрудника социальной какой-нибудь службы, так не дождавшись, ее определили временно до утра просто в больницу. А, то есть вы так и не дождались этого? Мы не дождались, не дождались, потому что как раз много вот этих вот вопросов задавали. Говорят, ее заберет мама, ее заберет мама, ее заберет мама. Вот это вот мама потом говорит, мы не заберем ее, и она получается на улице. То есть если бы команда в Орбежке Молдова и мы не настаивали на том, чтобы ее... реагировали правильно, то есть дождали социальных служб и просто выпустили. Есть проблема, Эйч. Проблема, ну, мы имеем сезичим денивел легислатив, кэты денивел де компетенция и не кунаштаря честур компетенция. Ла нуй нус лукряза системик. Аз аузы дестул де бини, чё спус колегу мяу. Se dorește, se vrea, li se propune ajutor și îi zic nu. Duceți-vă că noi singuri o să ne clarificăm. Poliția au rămas fără încăperi de deținerea persoanelor. Acolo poate să te deții într-o cletcă de aceea numai mult de 3 ore. Și acela care o săvârșit infracțiune sau este reținut. Persoana chiar dacă este anunțată în căutare, el nu este infractor. E dispărut fără veste și îl caută. Asta e căutarea aceea. Deci ei n-au ce să facă și acolo este, în comisariat este numai o persoană responsabilă cu lucru cu minorii. Restul polițiștilor nu cunosc și nici nu au competențe ce să facă, cum să facă și unde să ducă. Sistemii care ar trebui să existe, centre de plasamente care trebuie să aibă o legătură strânsă între poliției, polițiștii de patrulare trebuie să știe în caz de au depistat persoana ce să facă cu dânsa. Nu s-o ducă să o pui în, după gratii, dar s-o ducă în centru de plasament. Acolo e psiholog, medic, etc., etc., până se clarifică cu el. Dar de ce nu s-a făcut acum? Cel mai interesant, că ați văzut, dumnealui singur a spus că au așteptat persoana de la serviciile corespunzătoare cu lucruri cu minorii ore întregi. Ei nici nu știu că există și unii există persoana. Haideți-l auzim pe Roman. Vă говорите, у вас есть ответ, Роман? Да, нам сразу сказали, что уже поздновато, сегодня мы не отвезем в центр для несовершеннолетних. Сотрудника нету сегодня, то есть никто ее не заберет. Просто потому что поздно? Да, потому что это не рабочие часы? Вот уже, да, ну мы, это мы с 7 часов было. И нам сразу сказали, ее никуда определять не будут. Если бы мы сразу ее туда отвезли, с нами бы никто не разговаривал. То есть есть такое понятие, как делают, полиция делает демерс, то есть для того, чтобы ее приняли, допустим, да? Или если они сами отвезут ее туда. Понятно. Да, то есть есть определенные, то есть, бюрократические моменты, без которых мы гражданские, мы общественная организация. То есть мы не можем привести просто несовершеннолетнего и сказать, это вам. То есть так это не работает. И этих просто сотрудников не было. Есть у нас очень большой пробел в этой работе с несовершеннолетними. Их на самом деле много. Мне не есть фраза с один кап, что мама мой мусульник у конкубину. Кто начал первый ее избивать, вы или ваш сожитель? Noi n-am, eu am bătut-o mai de mult, dar nu n-am bătut-o, eu strigam la dânsa, că ea ne spune ei înapoi și... A, uteșnite, pe nu, ea iubila, a cac vă iubili? Pe galavie, pe... Nu, cu varga, în bătut-o mai înainte, când ne-o stras... A vaș să jute, ce mi-e bil? El striga la dânsa, nu o bătie. On ei ne bil, da? Cum zice ei. A, pe ce mână, ei vă tăda bolșă băiță, ce-n vas? Nu știu. A
acasă este pedepsită. И așa не мои студенты, они третьи. Дети не убегают оттуда, где им хорошо. Никогда в жизни ребенок не уйдет. Когда я была дома, я стригала на меня. Мама даже не сказала ему об этом. Когда на копилу ты сидишь 10 раз, ты прост, копилу автомат думаешь, да, într-adevăr, я прост, я не сделаю никогда в жизни. Зим, ты рога, если коллеги мои не тебя гасяли, что случилось дальше?